Ce fericire pe capul nostru să ne întâlnim din nou la Vedete Fără Secrete. Dacă ne sunteți alături, înseamnă că munca întregii noastre echipe nu este în zadar și nici a celor de la magazinul Florence Style, care se îngrijesc cu drag de vestimentația moderatoarei emisiunii noastre. Să pornim la drum, căci avem multe secrete de descoperit, noutăți de auzit și emoții de trăit. Dăm start cu prima mea invitată din această seară, Gloria. Bine ai venit? Bine am revenit, bine te-am regăsit. Bine ai revenit, corect? Da, și mă bucur tare mult să te văd. Vara asta pentru tine a fost plină de emoții, de impresii, de culori, nici nu știu de unde să încep. A fost tot felul de evenimente în viața personală, dar și cea artistică. De unde să o luăm? Tu întreabă-mă, eu îți răspund. Hai, că nici și m-am zăpăcit și eu total, nu știu de unde să încep. Hai, impresiile de după nuntă, mai întâi de tare. Ok. Cum, în calitate de femeie măritată, cum e? Foarte bine. Ce s-a schimbat? În mare parte nu s-a schimbat nimic, doar că e mai intens, parcă. Trebuie să mă gândesc nu doar la mine, dar și la familia noastră. Într-un fel, e bine. Da, te simți cumva așa mai supraîncărcată, supra-preocupată de chestii, de... Încă nu simt, probabil. Trebuie să apară copiii ca să fii supraîncărcată. Și? Și când o vrea Dumnezeu. Când o vrea Dumnezeu. Ah, gata, nu mă mai bag în patul vostru, cum se zice, ca să nu fiu obraznică. Dacă așteptăm noutățile, când e să fie, veniți și la noi. Cu căruciorul? Da, și cu burtica mai întâi. Bine, facem. Mai întâi de toate, trebuie să lăsăm lucruri să se întâmple, da? Că eu mi-aș dori să fiu mămică. Chiar? Chiar mi-aș dori. Cred că noi încă nu ne dăm seama pentru ce trăim până nu apare un copil. Vezi, zici cred, pentru că nu știi. Nu știu, sigur. Dar bănuiești. Văd asta în ochii prietenelor mele care sunt deja mame și văd cum ele se schimbă spre bine. Și abia aștept să văd cum va ce fi în cazul meu. Da. A, abia așteptăm și noi să te vedem. Cred că o să fie o mică tare drăguță. Nu știu, eu sunt severă acasă, să știi. Sunt severă cu soțul meu, că așa pot să-i zic. Uite cum i-a zis, soțul meu, dacă ești atât de severă și moale și acasă cum ești la noi, da. Mască, joc. Lasă, nu mai e, ești bunătăceasă, se vede pe ochii tăi. Să știi că îmi pare rău că nu ai ajuns la nuntă, știu că erai foarte ocupată, încărcată. Sorry, vin la nunta de aur. Băieți, promit, vin să vă cânt în cârjă la nunta de aur. Mai e până atunci, ori mai fie evenimente. Așa că rămânem prieteni, hai exact. Să trecem la vacanță. Și a fost o vacanță pe care am planificat-o eu, cap-coadă. Deci, luna de miere. Luna așa, de miere, deci da. A fost serios, o lună de miere adevărată. Nu a fost o lună, din păcate pentru mine, din fericire pentru el. Miere? Pentru că el nu prea poate să stea prea mult departe de studio, el este dependent de ceea ce face, nu știu cum îi iese, dar 11 zile în Spania și au fost superbe, au fost foarte frumoase. Uh-huh, aici e o vacanță mai veche, eram în Istanbul. Voi sunteți din ăștia cu vacanța înainte din nuntă, după nuntă? Mi-aș dori, dar nu, nu. Nu e chiar așa. Am încercat o singură vacanță acum în această vară și a fost una tare frumoasă. Dacă aș putea ați ajuns? Ați ajuns? Barcelona, Palma de Mallorca și Madrid doar. Doar astea trei destinații. Doar, ce puțin. Să știi că atunci când părăsești hotarele țării și descoperi altceva, îți dai seama că mai ai foarte multe de văzut. Spania este o țară mare până la urmă și chiar ai multe de văzut acolo. Ai, pământul e o țară mare până la urmă, n-ai cum să-l vezi pe tot. Înțelegi da, asta? Da, înțeleg și accept și e bine că e și așa. Hai să trecem de la noutățile din viața voastră personală la noutățile muzicale, că până la urmă asta este important pentru noi interpreții. Asta vrem să spunem publicului, să ne cunoască și prin ceea ce facem noi, prin muzica noastră. Ai venit astăzi cu o noutate. Da, un videoclip la o melodie mai veche, simt. Era o melodie care mie mi-a plăcut deodată și am zis că ar fi frumos să aibă și un videoclip. Nu știu acum cum să-l prezint, pentru că s-a cam lăsat așteptat. Așa? Așa e procesul ăsta de creație. Am și uitat de el. Până l-am văzut pe o plasmă la nunta mea, în surpriză, a fost un cadou din partea regizorului. Păi, el aștepta intenționat momentul probabil, potrivit. Probabil, și mă gândeam, dacă lucrurile... nu mă măritam, ce se întâmpla, știi? Nu mai apărea clipul, cred. Așa, păi nu înțeleg, el a fost ca un cadou de nuntă sau cum să zic?
Era un lucru de echipă în care noi am încercat să schimbăm un pic filmatul ăsta obișnuit. Și băieții au apelat la niște efecte speciale, o să-ți dai seama atunci când o să-l privim. Nu sunt doar eu, adică sunt eu, dar mai este o Glorie acolo, în același cadru. Deci și suntem două. Și nu este sora ta geamănă. Nu. Asta e. Și probabil din cauza aceasta a și durat mult montajul. Păi normal, nu e atât de simplu să o clonezi pe Gloria. Se pare că... Și să o clonezi așa... mare, cum e, nu mică. Adevărul că între timp a mai apărut și altceva, a mai apărut un videoclip, dar le luăm pe rând. Trebuie să îl botez pe ăsta, să-l arăt lumii și apoi urmează celelalte. Reșind din ce spui tu, filmările s-au desfășurat cumva mai înainte. Pentru că ai și părul mai scurt aici. A fost mai de mult, într-adevăr. Și am experimentat și cu nuanța părului meu. Pe atunci era roz. Bine, dar acum ai venit cu fusta roz în loc de păr, ca să semeni cu cea din videoclip. Măcar ceva. Măcar și... ceva roz în toată emisiunea asta. Eu ne-am pot săturat. Să mă fac roz oricând, culori. Pentru că experimentele astea prind bine, să știi. Te schimbi tu pentru moment, pentru zi. Și dacă îți cere scenariul, de ce nu? Cine a făcut scenariul apropo de asta? Deci cum l-ați gândit? E un lucru de echipă? L-ai gândit tu? Sunt prietenii mei, în primul rând. Apoi vrei colegii să menționezi mei. Pe cineva anume? Să știi că Trofimaș este un băiat care se ocupă de... Cum zic ei? Stai că nu-mi dau seama. Dar, în fine, pune luminile și le pune într-un fel că în ziua amiaza mare îl face să pară că e dimineață. Așa. Sau când e întuneric afară... Nu este magician de televiziune. Da, magician, exact. Apoi a fost Dima Vodcariov, el mi-a și filmat nunta și evident că aveam încredere în el. Uite-l, Dima e aici. Eugen îi se vede barba, el e cu scenariu și așa mai departe. Deci, tu ai fost doar actriță, deci n-ai avut treabă cu... Ți-au zis băieții ce să faci, ce ai făcut? Să știi că mi-a fost tare greu. Pentru prima dată am primit un scenariu și mi s-a impus să fac, anume așa. Nu sunt obișnuită cu asta și nu știu dacă am să mai repet o astfel de experiență, să nu mă implic, să stau deoparte și să las pe alții să lucreze. Dar trebuia să o încerc. Dar până la urmă, ești mulțumită de ce a ieșit într-un final? Pentru că asta e important, să fii mulțumită de ce a ieșit. Este important să crești. Faci un videoclip care să fie mai bun decât cel care a fost ultimul, da? Așa. Precedentul. Apoi e să încerci să mai faci altul și mai bun. Eu așa văd lucrurile. Da, e foarte ok. Ar fi păcat să spun că nu s-a lucrat la el, pentru că s-a lucrat mult, într-adevăr. Și nu pot să mă menționez doar pe mine, pentru că e muncă de echipă, respectiv. Trebuie să fie lăudată munca celorlalți. Deci da, a ieșit așa cum trebuia. Dar întotdeauna lași loc de mai bine. Așa înțeleg eu din cele spuse de... Evident, altfel nu crește. Și este firesc. Apropo de creștere, zici, ai ceva mai sus de o nouă producție? Da, se promodește ceva? Deja e în plan? Sau e în... Deja este gata, așteaptă rândul să fie lansat. Deci aș putea să vin foarte curând. Vara asta pentru tine a fost, a ultima perioadă din viața ta, o ninsoare de emoții și de intens. Lucruri. Deci cred că a fost ceva absolut special, cum mai rar se întâmplă în viața unui om. Au venit toate la pachet așa. Și nunta, și vacanța, și videoclipurile și... Nu știu, unii spun că e vina planetelor, alții că pur și simplu am dat eu din coate, nu știu. Dar sunt perioade în care sunt mai activă și perioade în care sunt mai pasivă. Da, perioada asta chiar a fost intensă. Am și avut mai multe evenimente pe dragostea, cap, dar... Dragostea mă ripează. Da, dragostea schimbă tot. Cred că, da. Deși nu toate melodiile pe care le-am înregistrat acum sunt despre dragoste sau despre o dragoste fericită. Asta nu înseamnă că nu trebuie să cântăm și despre sentimentele altor oameni. Deși, în cazul meu, bat în lemn, Da. E? Da, mai fă așa, tu studi vreo două ori. Așa. E bine, deocamdată. Gata, acum așa rămâne bine. N-are cum să fie altfel. Și uite că videoclipul ăsta este gata, vreau să mai fac și altceva. Îmi spuneai la ultima emisiune, atunci când ne-am întâlnit-o pe canapeaua asta, că bărbatul tău, deja bărbatul tu, soțul, nu-ți faci, omul tău, nu-ți faci, nu te mulțumești cu muzică. Am zis eu așa ceva? Da, ai zis că nu-ți face piese, că n-are timp de tine, că întotdeauna găsește, deci lucrează cu alții. A văzut emisiunea, să știi că a văzut-o. Și? A zis că îți face piese de acum înainte?
M-a zis că de ce discutăm despre un om care nu este prezent? Vitalie, scuze, te invităm data viitoare cu mare drag, vino! Eu sunt mai tot timpul cu el în studio, adică eu am o masa mea, un birou al meu, lucrez la ce am eu de lucrat, sunt acolo și ca textier foarte des. Așa. Asta cumva îmi place să mă joc cu cuvintele și el îmi dă instrucțiuni, eu trebuie să deci acum fac ce mi se cere. A început să-ți facă piese. Nu, bine, nu pot să zic că fac așa și am piesă. Așa. Nu, avem un orar, un program și îl întreb când este studioul liber că am eu ceva de înregistrat. Și mi se spune, iată orarul, găsește ziua liberă și vino. Okay. Și o aștept, încă că nu am programat. Deci nu e totul atât de simplu, nici dacă ești soț și soție. Nu, nu. Asta este viața de artist, oameni buni, e interesantă. Învățăm să trăim sub același acoperiș, să știi, chiar și după 6 ani de zile, dar e foarte interesant, pentru că cu un om de creație nu te plictisești niciodată. Așa să fie, așa să rămâne, ce o echipă bună în familia voastră, ce o echipă bună pentru scenă. Mersi că ai venit. Mulțumesc de invitație. Mersi de deschiderea dintotdeauna, de sinceritate. Ai tu ceva, un talent care descoase omul. Deci eu dacă am intrat aici și m-am gândit, nu o să zic asta, nu o să zic aia. Dar uite că zic. Chestia, titlul emisiunii face totul. Deci eu n-am nicio importanță, titlul emisiunii face totul. Hai că mai discutăm, că avem despre ce, dar lăsăm și pe data viitoare, acum să vedem video. Te sfătuiesc să-ți începi ziua cu o cafea tare. Poți să uiți de umbrelă pentru că datele mele ne promit o zi cu soare, iar eu îți promit să-ți aduc doar muzică bună aici. Am și o notată chiar acum, o piesă nouă-nouță care mie deja îmi place. Simt, nu mă simți, nu, nu mă simți. Iarăși minți că nu mă minți. Dragostea-mi vinți, fug, nu mă prinzi. Nu, nu mă prinzi, prea mult timp am întins. Focus a stins. Respire.
cu alte noutăți interesante și în viața următoare mele invitate, evenimentele se țin lanț. Vara ei a început cu un videoclip lansat de toată frumusețea, a continuat cu o vacanță la mare de vis și a culminat cu, să ne zică mai multe, chiar ea, Cristi Ruj. Bine ai revenit, draga mea! Salut, bună ziua la toată lumea! Deci, într-adevăr, această vacanță a fost de neuitat. Deci mă bucur că eu pot, deja au trecut 2 săptămâni și eu pot să vorbesc despre asta și să-mi aduc aminte de ce clipe frumoase. Tu ne zici de ultima vacanță. Da, desigur. De ultima din, ultima din viața mea. Hai, deci spune, care unde ai fost, cu cine ai fost, da? Cine te-a chemat? Deci vacanța a durat 3 săptămâni. Ce deci, faci aici? Ce în faci Statele aici? Unite. Deci a ce fost faci așa o cu propunere, mâna? Da, o propunere de la iubitul meu și... Deci a fost într-adevăr cea mai fericită vacanță care eu memorizez, cred că, toată viața, da? Și îmi aduce clipe de neuitat, dar vreau spune, să... Spune cum a, deci cum a fost? El te-a invitat într-o vacanță simplă, da? Da, da. Deci da, nu te-a anunțat, deci noi... eu te iau în vacanță să te cer de nevastă. Nu a zis noi, așa. Nu, desigur că nu. Noi de mult doream acest lucru, să plecăm în Statele Unite. A fost pentru prima dată și el nu a fost niciodată și eu. Și deci tot s-a pornit de la New York. Deci aici vedeți pozele de la Las Vegas. Așa. Și deci la Miami. Deci în aceste 3 orașe nu am fost, dacă așa pot să spun. Și la câta zi a căsătoriei a venit propunerea? Aproape la ultimele zile. N-am așteptat final. Toată lumea mă întreabă dacă am așteptat sau nu. Eu n-am așteptat, fiindcă acolo erau atât de frumos și pentru mine a fost ceva exotic, că deja nu m-am gândit la nimic, mai ales de acest moment, știi? Dar deja au fost, mi se pare, 15 ziua și asta nu m-am gândit, partea știi? Partea frumoasă a lucrurilor, că el a reușit să ascundă de tine și să-ți facă această surpriză. No, la Las Vegas am avut o excursie la Grand Canyon, da? Că acum chiar prin poze vedeți. Și, deci, n-am așteptat eu, dar așa mi se pare că... Deci, o excursie de la înălțime, da? Da, da, da. Deci, cu helicopterul acesta. Ați văzut, ce ați văzut? Deci, deci este foarte frumos că râu dintre două, așa dacă poți, dintre două înalți. De unde ați pornit cu elicopterul? Deci de la Las Vegas. Așa. Că, da. Și ați mers către Marele Canyon. Da, am văzut multe locuri frumoase, dar acolo a fost așa, am avut un picnic, da, unde se așează acest helicopterul și noi am fost 3 perechi. Eu și încă 2 perechi, noi cu Gheorghe și încă 2 perechi de la Anglia, de la Londra chiar. Și unul dintre ei tot a făcut cerere de căsătorie la fata lui și după asta și eu n-am așteptat, eu spun la mea, uite-te ce face el, cât de frumos. Eu tot așa a fost emoționant lucrul acesta pentru mine și eu am început să felicit, știi, că așa e ocazia frumoasă, la în care... așa loc și eu așa mă dau, știi, cu... mă întorc și deja, deci, vezi inelul și tău, el spune, da? Da, da, și el îmi spune că dacă așa un caz, eu așa atât de mult am așteptat acest clip, acest moment, deci și noi n-am putut să vorbim foarte mult, iar el tot n-a putut și eu am spus că nu mai, eu așa de mult am vrut să spun, dar acum parcă am pierdut toate vorbile și deci eu m-am plâns puțin, bineînțeles că eu am uitat de tot, de Statele Unite, de Las Vegas, de tot ce am văzut până acum, fiindcă din fericirea aceasta am fost luat, cred că, acolo, în cer. Doamne! Asta a fost foarte frumos, lăsați, într-adevăr. Lăsați că o să aveți timp să vorbiți uneori, privirile și emoțiile să fac mai mult decât mii de cuvinte.
Eu sunt sigură. Tot. În așa ceva, câteodată când vezi ochii omului, da, și cu lacrimi și eu văd câte fericire erau în ochii acești, asta a fost destul pentru mine, nu trebuie să-mi spun multe cuvinte. Deci cred că nu sunt de așa vârstă ca să-mi zici multe lucruri. Deja ca noi, să faci! Noi, deja da, trebuie să faci! Da, trebuie să faci și trebuie să simți. Și ce a făcut băiatul e foarte frumos, ce da. Să mai vorbim. Nu v-ați gândit să jucați nunta odată cu perechea aia? Nu, dar... Băieții de la Londra care s-au luat și ei acolo. Deci nu ne-am gândit. Pur și simplu după asta când ne-am stat la masă și eu n-am putut să mănânc, să beau. Eu am avut atât de multe emoții că deja n-am vrut Cina, nimic, știi? Nu s-au mai putut. Deci a fost nimic. Deci nu credeam, știi, că asta s-a întâmplat cu mine. Și asta este. Eu 2-3 zile nici n-am respirat normal, știi? mă gândeam, deci încă când am venit deja aici la Chișinău, toată lumea m-a întrebat cum a fost și eu vorbeam așa, parcă asta numai ce s-a întâmplat, știi? Și chiar când acum mi-aduc aminte, deci tot parcă știi, încă o dată aceste emoțiile, da. Ăsta e din el, da? Pe care îl ții tu, da. Pe mână. Ia, arată-l așa, să-l vadă și lumea. Măi, frumos! Zic, cum se spune, până acum cântam, am singlere, dar acum I'm not singlere, I'm not singlere. Da. Acum deja totul este serios. Da. Bine, propunerea a venit, răspunsul a fost da? Sau ai luat inelul, dar ai zis că te mai gândești? Nu, a fost... Eu deodată am spus că da, fiindcă eu simțeam și așteptam deja acest moment, fiindcă sunt în relațiile când încă mai ai nevoie de timp. Eu am avut așa un moment când el dorea, dar eu parcă încă n-am fost gata, știi? Și acum, când el deja a simțit, a făcut acest pas, deci eu am fost pregătită. Adică eu doream deja acest chiar lucru. Chiar o venit la momentul potrivit. Da. Asta tot trebuie să știi. Știi, simți acest moment. Să simți momentul, da. Ca să fie cu farmec, să nu fie... Vreți să fii soția mea? Nu, eu nu sunt pregătit încă. Dar sunt așa cazuri și multe. Da, parcă dragostea e mare, și dar am văzut și momentul. Chiar în ochi am văzut acest lucru. Bravo băiatului de lângă tine, că aștept să aleagă momentul potrivit și să te fac așa de fericită, să radiezi așa precum te văd eu astăzi. Tot așa să rămâneți. Zici că nunta o să fie în vreun an. La anul, cred că, dar o să vedem. Că și noi muzica că nu este geloasă pe iubirea asta. Că tu îmi spuneai data trecută că ai multe planuri, că vrei să faci piese, că... Fac. Chiar acum, în câteva săptămâni, o să fie lansare piese noi. Așa, deci nu se bate iubirea cu muzica, nu? Nu, invers. Deci se leagă foarte bine și se duc așa împreună, știi? Iubirea inspiră? Da, corect. El nu e din domeniul muzical, din câte știu. Da, nu? Și slavă Domnului, fiindcă eu doream acest lucru de la început, ca să nu fie om de artă totuși, să fie mai realist. De ce? Nu știu de ce. Așa îmi doream eu, mă gândeam eu că ajunge așa om ca eu, ca mine, să fie unul să te stăpânească. Să fie așa un cu picioarele, știi, pe pământ. Eu tot sunt foarte realistă, dar cum el mai mult decât mine. Stă cu picioarele pe pământ. Și asta eu consider că este bărbat și e un lucru normal. Asta este. Tu ești... tare fericit, am zis și mai înainte, te văd foarte, așa, nu știu, deci radiezi pur și simplu de fericire, ca niciodată. Zbor, știi? Zbor, și da, nu poți plutești, să dai de pământ. Plutești, nu dai de pământ, chiar așa și este. Ce-ți mai dorești? Mai simți tu că, uite, vrei ceva, acum se întâmplă sau ai totul? Acum cred că vreau încă să reușesc, cred că să fac un album nou și să-l lansez. Până la nuntă sau? Da, adică că să nu-ți fie că deja când va fi, știi, o temă următoare după nuntă, când o să fie un bebeluș, da? Asta e următoare temă care se discută. Deci întâi albumul, deci asta vreau... după care nunta, după care bebelușul. Dragi reporteri, perfect ar fi fost așa, dar deja clar. O să vedem. Cum o să fie. Deci așa doresc eu, dar dacă o să fie cumva invers, eu nu mă obișnuiesc. Pe noi ne chem la nuntă?
Ce te-ai gândit? Sau nu te-ai gândit la asta? Eu vreau să vă spun. Avem acces liber noi, cei din presă? Nu. Eu, dacă cum sincer, nu? Eu vreau să noi vă vrem spun să că venim. Nu, eu așa că am spus că poate nu e corect, dar eu vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult ca să am o nuntă foarte mică. Deci ca să fiu oameni cei mai apropiați. Și am spus și lui că eu nu vreau de 200-300 de oameni sau de genul ăsta și dacă vă primi, adică vreau ca să nu fie chiar aici la noi în țară și iată așa, deci vreau să fiu mai așa, mai romantică și mai, ca să fiu tot mai privat, știi? Am înțeles. Sunt lucruri, mi se pare, care sunt numai a tăi, știi? Care personale, da. Și care nu vrei să le împarți cu nimeni. Și da. Bun, dar cred că tot facem noi rost de cel puțin niște poze de da, după poze, nuntă. Asta bineînțeles, nici nu se discută. Așa că ne mai întoarcem la tema asta, dar iarăși după nuntă. Pe tine, în schimb, să știi că te așteptăm și cu noutățile muzicale. Eu sper că data viitoare am să vin cu o piesă frumoasă care o să vă placă. Suntem siguri de asta și te așteptăm. Dar și astăzi ai venit cu un cadou muzical. Da, cu o piesă Buzele, cea mai proaspătă piesă care, la care țin foarte mult și sper și toată lumea la fel. Hai, te las cu buzele tale către spectatorii noștri. Mersi. Mersi că ai venit și o zi frumoasă, o seară frumoasă. De asemenea, mersi mult. Dragi prieteni, rămânem cu Cristi Ruj, Buzele, chiar acum aici la Buzioc TV. Teoretic sunt bine, practic mă gândesc la tine și mă mint că vă trece ușor, că vă scoate tot din mine. Veninul ce-ți aparține, inima săracă știe, dar ce folos că sunt toate pe dos și nu-mi trece, nu-mi convine. Să te am pe repet în mintea mea, să te învăț ca pe o hartă nu mai vreau. Că la tine ești tu vezi și eu sunt la nivelul mării și tu sus pe Everest. Buzele tale mă dor, ochii tăi spun prea ușor. Iartă-mă, iartă-mă, să știi că-ncerc doar după. Buzele tale mă dor, ochii tăi spun prea ușor. Iartă-mă, iartă-mă, să știi că-ncerc. Ele, dar m-au sunt și cum le simt pe piele. Problema mea erai tu, acum problema mea e dublă, că mă doare sufletul. Că la tine polii sunt inversați și tu nu știi să dai sau să împarți. Tu lovești și fugi, ca tornadă te hrănești din tot ce distrugi. Schimba, lasă-mă, uite-mă să te uit. Nu mă întreba, nu mă întreba. Răspunsul e nu și nu se va schimba. Lasă-mă, pleacă să pot pleca.
prieteni, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Rămâneți cu noi, avem vedete, avem secrete, avem de toate pentru voi. Am revenit, prieteni, aici după o scurtă pauză de publicitate în studioul Vedete Fără Secrete și am o deosebită plăcere să salut la această clipă pe un oaspete foarte drag și foarte așteptat, domnul Vlad Gorgos, producătorul trupei Millennium. Bine ați venit, bună seara! Bine v-am găsit și bună seara! Mulțumesc că ați găsit timp pentru noi, pentru că știm că sunteți într-o perioadă foarte încărcată. Așteptăm cu toții marele eveniment care iată se apropie, sunteți în febra pregătirilor și cred că emoțiile sunt de neînțeles pentru noi. Pentru cei care pregătesc concerte de felul concertului nostru, cred că e de înțeles ceea ce aș spune eu, fiindcă planifici concertul cu un an înainte, începi să-l pregătești mai puțin de un an, dar mult timp până atunci. Dar când ultimele zile vin, atunci ai, cred că în fiecare seară regret de ce mi-a trebuit mie chestia asta. Hai că asta a fost bună! Începutul a fost bun! Fiindcă zile sunt puține, multe încă sunt de făcut, nu totdeauna este o zi reușită, pleci acasă mai cu regret asupra faptului că repetiția nu și-a avut succesul sau randamentul cuvenit, a doua zi te scoli și iarăși, de parcă ar fi fost prima zi când ți-a venit ideea, hai să-l facem. De lucru este foarte mult, concertul care vine în prima săptămână a lui octombrie, vreau să vă spun că este mult mai puternic decât cel care l-am făcut la 15 ani. Și îmi place titlul foarte mult, e foarte sugestiv, deci 20 de ani, Cât un Millennium este concertul la care vă invită trupa Millennium la început de octombrie la Palatul Național, așa că eu sunt sigură că publicul nostru va fi acolo pentru că avem telespectatori melomani înrăiți. Deja jumătate de sală este cu public, noi asta știm, fiindcă se duce o evidență foarte și foarte strictă, dar pentru ei sunt 20 de ani, pentru mine într-adevăr este un mileniu, fiindcă acești 20 de ani eu i-am trăit de 6 ori fiecare deci, zi. Deci 6 generații s-au schimbat sau de ce ziceți de 6 ori? Ele au fost pentru mine mai lungi de 6 ori decât o zi normală. Credeți-mă că să iai de 4 ori de la început, asta cum te naște de 4 ori și asta o știe fiecare din oamenii care au căzut, de fapt nu au căzut, au lăsat și au început să se ridice iar și au lăsat pe o perioadă de vreme, ceea ce a fost și istoria trupei Millennium. S-a născut, au plecat, o iai de la început, cei care au plecat... Unul rămâne, domnul Vlad Gorgos, soldatul mereu la datorie, da, dornic mulți, de creație. Chiar ieri, nu știu cine m-a ajuns cu o întrebare din urmă, dar cât o să mai existe Millennium? Zic, cât am trăiesc eu. Ei, atunci vă urăm la mulți ani, pentru că pământul nostru are nevoie de muzică bună și frumoasă. Despre asta, dar și despre multe alte lucruri o să discutăm în foarte puțin timp, pentru că chiar sunt curioasă, dar acum este momentul potrivit să tragem o fugă și în scena platoului nostru, acolo unde membrii trupei Millennium au găsit timp astăzi să ne cânte. Rămâneți cu ei! Ticura ploaia de parcă ar plânge, mă neagă și te stinge. Dormi ca un prunc, eu te privesc, mă întreb dacă știi cât de mult te iubesc. Lacrima mea, dacă ai fi, n-aș mai putea nici când să plâng de teamă că ai fugit. Ploapele tale, două petale, m-așteaptă-n vise de demult. Eu trag de timp și te sărut.
n-aș vrea niciodată de tine să uit. Totuși aș vrea să înțelegi, zilele toate le-aș preface noapte, să nu pleci. Ia mă, sărută, mă crede, ascultă, mă tu, numai tu îmi dai speranță, liniște și viață, doar tu, numai tu. Ce mult aș vrea, ce mult aș vrea să înțelegi, zilele toate le-aș preface noapte, să nu mai pleci. Ia mă, sărută, mă crede, ascultă-mă tu, numai tu îmi dai iubire, vis și împlinire, doar tu, numai. Vă salut cu mare drag, băieți și fete frumoase, bine ați venit! Salutare! Îmi place, deja se cântă la noi în studio pe voci! Mersi că ne-ați cântat, că ați deschis partea a doua a emisiunii noastre atât de frumos. Și asta vreau, mă tot gândeam la formația Millennium și mi-a venit așa un maxim, un gând în cap. Timpul trece și îmbătrânește, dar Millennium întotdeauna este tânăr. Așa este. Millennium de aici încolo este tânăr. Iar timpul sunt eu. Nu mai e chiar așa. Eu cred că bai e din contra. Nu știu, o să mă lase băieții să mint. Cred că dumneavoastră sunteți motorașul care ține Millennium în timp. În mișcare totuși. E viața și aici e demonstrarea acestui fapt. Domnul Gorgos care nu ne lasă să murim niciodată și nici să îmbătrânim, nu e nu voie. Nu putem să murim, că avem contract, nu? Așa e și avem un concert în față, nu e voie nici măcar sfârșitul lumii să-și facă apariția, Doamne ferește. Noi trebuie să fim în formă întotdeauna pentru publicul nostru care trebuie să ne admire și să vrea să fie ca și noi. Să fim un exemplu demn de urmat. Cu siguranță așa și este. Văd că starea de spirit este foarte bună. Eu mă gândeam că, zic, nu știu, urma să mă întreb, voi mai puteți, voi nu mai puteți? Mă gândeam că o să vină la emisiune, nu mai putem. Știi că... De concert și că încolo, ia uitați, sunt plini de viață. La pauză de masă, parcă eram mai somnoroși, dar ce-o fi pus acolo ei în zeamă ce nu mai știu. Hai, lăsa acum, spre seară, noi de-abia ne umplem de energie, fiindcă știm că, de fapt, concertul care va fi seara trebuie să ofere publicului o explozie de energie pozitivă, de aceea de pe acum ne pregătim de această energie, de acea explozie și așteptăm publicul cu mare drag și nerăbdare la concertul nostru. Cum merg pregătirile? Sunt din zori până noapte? E un regim foarte haotic acum, nu este ca de obicei. Noi suntem obișnuiți cu un regim oarecare bine stabilit, știm că până la amiază fiecare își face ocupație individuală, face masa împreună, după care deja ne unim într-o repetiție comună. Acum e așa un haos, eu care nu sunt prea părtașa unui haos, nu pot suporta când e nebunie și învălmășeală peste tot. Dar bine, asta e situația, vine quartetul cu care facem repetiții, orchestra, vin dansatorii, vine coregraful, vin acei care pun regie spectacolului și fiecare este cu regimul lui și trebuie să reușim să facem foarte, foarte multe lucruri. Eu cred că domnul Gorgos e de la braț de tot. Mă gândesc că scurt timp o să lucrez și ceilalți, toată lumea după programul trupii voastre. Eu ascult câte sunt ei de hazli și năstrușnici încă mai încearcă a fi, să mai spună glumele care, mă rog, ar mai condimenta emisiunea de astăzi, dar dacă să luăm vorbind sau să începem să vorbim despre starea noastră, păi noi și asta învățăm. Noi învățăm a fi puternici în partea a doua a concertului, fiindcă atunci când aprinzi această flacără în inimile spectatorului tău, trebuie să o menții și din contra ea trebuie să ardă tot mai tare și mai tare și credeți-mă că pe lângă ceea ce mai facem, facem spor, pentru că se pune sarcina o oră și 45 de minute este standardul unui concert. De fapt, asta o să depășească și
ceea ce ar fi să fie ultima sută de metri, trebuie să o alegi și să o alegi foarte rapid. Asta este ultima sută de metri și mergi către finala concertului. Eu cred că aici trebuie să fie cele mai mari forțe și ceea ce facem noi în fiecare zi, asta și este, dacă veniți să filmați o repetiție sau să o vedeți, vedeți că cele mai mari strigăte ale lui Vlad Burgos le auziți cât n-ar fi peretele de gros, le auziți la sfârșitul repetițiilor. Ceea ce ar fi fost să fie sfârșitul concertului. Dacă eu nu voi fi în fața spectatorului, ceea ce m-ar face să stac, atunci în culise cineva ar fi trebuit să pună în fața mea beton, ceva beton, iar ei aud și peste acel perete de beton și să vedeți, da, vedeți, încercați-vă. Dragilor, vă aducem niște lanțe, nu știu, venim noi cu echipa, îl ținem la interviu, îl luăm la vorbă, că de altfel n-aveți nicio șansă să scăpați. Cu bombonic, așa, ca să nu fii atât de atent la noi atâta, dar bine, așa zicem noi, dar de fapt cred că o școală mai bună decât cea pe care o oferă domnul Gorgos, o școală a vieții în primul rând și școală profesională, bineînțeles, nu într-al doilea rând, ci tot în primul rând, o poate oferi doar dumnealui. Cu caracterul dumnealui nu mai se poate ceva de obținut. El de oferit oferă, Olga, și dar cu dorința, rezistă? Nu mai realizează. O rezistă niște eroi adevărați, pentru că circulă veștile prin târg că sunteți, da, nu e un secret, nu sever, dar foarte bine organizați. Sunteți. N-am zis eu asta, n-am zis asta, au zis ei. Nu, dar asta a ajuns deja foarte departe de hotarele țării noastre, deci eu am auzit și de la colegi din alte țări. Asta este pe de o parte bine. Nu vreau să contrazicem acest lucru. Din potrivă, vreau să-ți spun altceva. După 12 ani de coexistență în acest proiect, deja pot spune în această familie. Abia acum înțeleg că altfel nu poți. Acum că și eu, și Alex, și Vlad, deja creștem alți buradei, mititei, care au venit în colectivul nostru, altfel nu se primește. Pare cea mai mică, da? Nu, nu, mă refer la alții. Avem acum și mai mititei. Par eu mică, dar nu sunt. Da, noi suntem cei care instruim, eu, Alex și Vlad, cei care sunt cu lecțiile de fiecare zi și creștem pe cei tinerei. De-aia noi așa, deja înțelegem teoria lui domnul Gorgos. Înțelegem deja post factum că noi începem să vorbim exact cum vorbește domnul Vlad. Da, mă prind la ideea, stai un pic, vorbesc ca domnul Vlad, chiar și sudui ca domnul Vlad. Da, acum nu trebuie. Apropo de asta... Uite, aici e Samin lui tata. Apropo de, da, da, deci cei răi de la taicu-su. Da. Apropo de asta, atunci când ați pornit acest gând, acest suflet, Millennium, i-ați prezis așa un drum lung și glorios, aș zice? Nu, cred că nu. Fiindcă dacă va veni acea zi când voi apare în fața spectatorului, cred că ăsta mi-a va fi cuvântul să zic că eu niciodată nu mi-am imaginat să fiu pe acea scenă, de fapt, care o priveam cu lacrimi în ochi prin anii 78, când am venit din armată, în 77 m-am întors, dar în 78 m-am trezit la concertul Norocului, când ei atunci își schimbase denumirea, tocmai erau, banul mai erau contemporani încă. Eu cu invidia albă priveam pe cei din scenă și cu lacrimi în ochi mă gândeam ce aș da eu ca să fiu acolo. Astăzi eu sunt în această scenă. Mult îmi este greu să stau acum pe această scenă, fiindcă pe această scenă nu totdeauna calcă cei care merită să fie în această scenă și asta este lupta dintre mine, Gorgosul de acolo și poate celălalt, sunt doi. Deci cum te-ai uitat în oglindă. Cel de atunci din 80 și cât și cel de astăzi. Fiindcă atunci era foarte greu să-ți imaginezi că vei ajunge acolo, fiindcă acolo... Deci ajungeau oamenii care cântau. Astăzi în, eu știu, piețele noastre, pe teșghelele noastre, când poți cumpăra orice, nu ca și pe vremea aceea când dădeai casa, dacă erai căsătorit, clar că divorțai imediat, dacă încă nu, dădeai totul de pe tine ca să-ți cumpere o chitară, să-ți cumpere un instrument cu clape, astăzi poți să le cumperi de oriunde vrei și cu cât n-ar fi să fie chiar mai ieftin decât atunci. Nu e vorba despre asta. Dar nu e ceea ce a fost atunci. Astăzi noi cei care suntem, zic eu, mai bunicei, și pot să spun lucrul ăsta, cam cu tristețe ne uităm la ceea ce ar fi să fie printre noi și alții, care n-ar fi fost să merite atâta, eu știu, aplaude când... Da, da, nu tot se mențin până la urmă, se menține cine merită și în istorie rămâne ai dreptate, acel care merită apa până la urmă. Apa timpului le spală. Și când ai vorbit despre timp și despre ce ar fi fost trecerea, cum trece timpul sau cum se scurge apa și vin bătrânețe, la mine ăsta este regretul.
ei încă se mai zbenguie, dar eu tot n-ar fi să fie, tot am ajuns aici unde ajung. Și în acești 20 de ani de zile poate ar fi fost să faci mai mult dacă nu ai fi fost prin aceste obstacole să treci. Prin aceste obstacole să treci, că la drept vorbind, nu totdeauna oamenii, dacă nu-ți dau pace măcar, deci dacă nu te ajută măcar... Da, nu-ți dau voie. Nu-ți dau voie. Și eu, nenorocitul de mine, am nenorocosul, poate zic de nu nenorocit, nenorocosul de mine, am avut și parte de lucru de astea. Mai vorbim despre listele negre prin care am trecut noi și mai existăm a fi și multe alte lucruri care, de fapt, în statul nostru se colorează albastre, roșii, galbeni și altceva. Ați înțeles despre ce am vorbit? Eu cred că, până la urmă, muzica este pentru oameni și nu asta are contează. Culoare. Muzica are cu totul alt nici mesaj. Nici politică, nici rasială, nici de un fel. Exact. Muzica are scopul de a îmbogăți lumea spirituală fiecăruia dintre oamenii care vin la concertele noastre. Scopul nostru este de a vedea că omul, ieșind din sală, iese mai altul decât a venit la concertul nostru. Și până la urmă, voi nu scrieți invitația pe bilet, are dreptul să intre doar cel care preferă acea culoare sau acea orientare sau... Deci fiecare este liber să vină și să-și găsească muzica sufletului. Exact, cred că aici... Nu are frontieră muzica adevărată, muzica bună, pe care de fapt noi o și propagăm. Și v-ați și demonstrat că nu are hotare, că ați spart hotarele țării noastre încă cu mult timp înainte. Prin multă muncă, perseverență, vreau să spun aici, câtă lume zice, cât de mult aș fi vrut să fiu în locul tău, la care eu spun, știi ceva? Ia treci și papă din sarea din care am păpat eu atâția ani și atunci abia mă vei înțelege că nu a fost atât de ușor. Apropo, despre asta, cât de greu a fost să vă mențineți în timp. Nu să existați, că poți să existi cumva acolo, dar să te menții. E cel mai greu. Cum zicea Larisa Dolina, să ajungi la o anumită culme pe care ți-o propui e una, ci să te menții acolo sus e mult mai greu să nu cazi. Asta necesită mult mai multă muncă și caracter. În muzică, ca și în orice artă, de fapt, cred eu, contează mult caracterul pe care îl ai ca să poți să te menții. Ia să ziceți acum, dar așa sincer, cât este de greu să fii membru al formației Millennium? Ziceți voi că eu... Iadu! Mie mi-este ușor. Deci, primul răspuns este, mergem mai departe. Să spun cenzurat sau nu? Zici și tu să înțeleagă lumea. Eu cred că a fost un răspuns. Așa? Foarte greu, dar... Na, dacă găsești... cum să zic? Soluția, cum să te menții și să reziști în timp, atunci reușești. Așa? Eu zic că... Eu cred că e greu în toate domeniile, de la început. Dar pe urmă, dacă ești harnic și ești băiat, bravo sau fată. Te obișnuiești. Da, Vlad la noi este cel care într-un an de zile a învățat limba română. Vedeți că are rezultatul e pe față. Sigur că imediat îl și depistez că nu este, dar cu străduința și cum zice el, Baiet bravo. el, acum, da. Eu nu prea sunt împotriva graiului nostru moldovenesc, de asta nici n-am depistat că ar fi făcut vreo greșeală, ba din contra, mi-a plăcut cum o sunat, băiet, bravo, trebuie să și... Da. Străduința contează. Tu nu vezi diferența, cum a fost și cum a ajuns. Așa. Noi cunoaștem atunci chestiile din culise, de ce pot să zic chiar că e băiat bravo. Băiat. Dar câte le-a păpat de la domnul Vlad în fiecare zi la 6 dimineața. Vlad, unde ești? Ești la lucru. De la 6 dimineața și până la 10 seara e în studio. 11, odată a și noptat în studio la noi cu tobele, îmbrățișându-le. A fost prea bravo. Deci e vesel la voi. E foarte vesel. Vreau să revenim puțin la concert, pentru că în scurt timp o să vă invit să ne și cântați pe final de emisiune. Ce așteptări aveți de la acest spectacol? Și cât de așteptat a fost el de publicul vostru? Sunt foarte multe puncte, voi lăsa mai multe și pentru băieți să aibă ce să spune, pot să zic punctul meu de vedere ca și artist. Vreau să mă simt foarte bine în scenă, să simt că am dat totul, nu am avut emoții negative, doar constructive, pozitive, fiindcă publicul simte acest lucru și atunci pleacă fericit de la spectacol. Băieți, aveți multe de spus. Dacă să spun mai umoristic, cred că e vorba de ziua de după concert pe care o aștept cu nerăbdare. Nu, așa să ajungem bine, sănătoși, nevătămați de domnul Vlad. Adică poate... Zice el în glumă mai mult. Alex, asta se poate întâmpla tocmai în a doua zi. Da. Sau chiar în aceea zi. Vătămatul poate să... Vătămatul psihologic. Da.
vine imediat după concert. La pachet cu concertul primiți și un vătămat psihologic, dragi compatrioți. Asta. Da. Dar, de fapt, cel mai important lucru pentru noi este să reușim toată regia, toată scenografie pe care eu personal încă o pap cam greu acum. Deci, așa, sunt mai greu. Mai ai puțin, să așează până în... Păi asta e, cuvântul cheie, puțin, mai am puțin. Puțin de tot. Aș vrea foarte mult să fie sala plină și oamenii să plece satisfăcuți și cu fraza pe buze: uite, n-am văzut niciodată așa ceva la noi în Moldova. Chiar mi-a plăcut. Aș vrea să fie spectatorul nostru mulțumit și să iasă un concert grandios. Domnule Vlad, cum ați simțit dumneavoastră cât de mult publicul și-a dorit acest concert cu Millennium? Pentru că tot obișnuiți la o perioadă de timp să veniți cu un boom. Eu vreau să vă spun, dacă e vorba despre publicul care vine la concert, păi primii care s-au avântat să ne sune în privința biletelor au fost cei care ne sunt adevărați prieteni. Mă refer la spectatorii noștri din România, care în sală cred că vor fi jumătate la jumătate. Vreau să vă spun că de la Gura Humorului vine o delegație întreagă, de la Tulcea, de la Buzău, de la București. Eu spun despre orașele care deja își trimit solii spre acest spectacol și dacă ei își mai au încă niște cuvinte de spus care poate nu mai seamănă adevăr, credeți-mă pe mine, pe lângă faptul ce s-ar contura, deci în mintea mea asupra concertului ăsta, prima este ca și stăpânul acestui local, ca și gazdă, să-i întâmpem cu pâine și cu sare și la sfârșit să dăm la botucalul. Adică tocmai atunci este ceea ce de fapt a fost o sărbătoare, un hram. Iată, concertul nostru, cred că pe lângă faptul ce se va mai întâmpla și după, că mulți vin să stea la concert după care să vadă Chișinău. Deci noi, practic, mă gândesc că am pornit ceva care ar fi trebuit să continue. Dacă la concertele din trupelor noastre, artiștilor noștri, vor veni astăzi de peste hotare, care vor mai merge să facă excursie la Cricova, la Mileștei Mici și mai departe, credeți-mi că ăsta este și ceea ce a fi vrut să fie, eu știu, dorința primului ministru și a președintelui țării, să facem turism și să dezvoltăm turismul. Hai, uite, noi am început să facem chestia asta. Și de ce? Credeți-mă că am mari emoții, nu numai asupra faptului ce va fi construcția, cât va sau nu, cum va fi ridicat, că e o construcție grandioasă, cred că într-adevăr pot să spun că e prima dată în Moldova, că și cu teamă față de fapt, dar și de cei care vin de la o așa depărtare, că avem și de la Cluj, la o așa depărtare, să nu plece dezamăgiți acasă. E groaznic pentru mine. Asta și îmi fură nopțile care nu le dorm. Noi vă urăm succes și vreau să vă liniștesc, totul o să fie bine. Așa mă liniștesc toți. Asta vă zic eu cu siguranță, gata, știu eu, așa, nu mă întrebați de unde, pur și simplu știu. Mersi că ați găsit timp să veniți în studioul nostru și cu întreaga dumneavoastră echipă. Mersi, dragi băieți și dragi drag de la Millennium. Noi eu vă mulțumim să... că întâi și întâi să mulțumim gazde că ne-a invitat, asta e mare importanță. V-ați gândit la noi și... Atmosfera extraordinară, vreau să fac o mică remarcă. Aici te simți atât de degajat și datorită ție, Dorinița, mulțumim pentru invitație. De când vă mulțumim frumos. Ne pescuiești de pe noi? De câți ani de zile noi suntem prieteni cu Dorina. Stai puțin, că cu domnul Vlad vorbeam de acum, în ultimile săptămâni, dar cu Olga ducem tratative de mult, că vă pescuiam unde sunteți. Acum suntem în București, acum suntem nu știu pe unde, deci i-am prins acasă. Într-un final, la dorința concertului. Succes! Eu vreau să spun că și ție, Doinița, și tuturor spectatorilor, că va fi un spectacol într-adevăr frumos, la care în primul rând ținem foarte mult să fie realizat așa cum ne l-am imaginat noi și întreaga echipă. Întâmpinăm multe dificultăți, greutăți, obstacole, dar până la urmă îmi doresc din tot sufletul să iasă totul la patru ace și vă promitem că acei 20 de ani de istorie vor fi în scena Palatului Național ca să vă ofer un spectacol pe care îl veți purta în inimă pentru tot restul vieții. Noi vom pune mână la mână ca să izbutim să obținem acest lucru. Vă iubim sincer și vă așteptăm cu mare drag. Cu pâine și cu sare! Așa să fie! Și acum vă invit din nou în scena platoului nostru ca să ne cântați, iar noi să vă ascultăm cu mare drag. Mulțumim! Dragi telespectatori, chiar acum ne cântă Millennium pe această notă frumoasă și pozitivă. Ne l-am rămas bun și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Pa, pa! Câte zile ești gata să nu zbori? Câte-o fi? Oare crezi că știi? Dar cu cine
să taci, crezi că ai vrea? Dacă ai putea, cine ar fi ea? Eu știu că toate au un rost și toate au un preț. Poți să aștepți atât cât trebuie să aștepți. Dă mâna totuși să încercăm un zbor frumos în doi. Azi am rezervat tot cerul pentru noi. Amintiri și vise, câte vor mai fi, până când încinse stelele mii. Vor cădea-n casa noastră pe-un picior de plai. Totuși ce frumoase mere au crescut în rai. Ține minte, eu te iubesc mai mult decât îți spun. Nu s-au găsit cuvinte ca să-ți spun ce simt oricum. Eu știu că toate au un rost și toate au un preț. Poți să aștepți atât cât trebuie să aștepți. Dă mâna totuși să încercăm un zbor frumos în doi. Azi am rezervat tot cerul pentru noi. Și vise, câte vor mai fi, până când încinse